Bună dimineața, din nou de la Dunăre. Am prins și asta e ultima perioadă cu vreme frumoasă din această toamnă. De poimine sunt anunțate ninsori, ploi, vânt puternic. Temperatura apei a scăzut considerabil. Acesta este și motivul pentru care am ajuns aici. Crapul ar trebui să mănânce bine. Vântul s-a întețit destul de tare în această dimineață. Acesta e locul. M-am aruncat 3 lansete. Am făcut aseară o mămăligă în care am pus și niște boilesuri de la Decathlon sfărâmițate. Se observă aici câteva pete roșii. Boilesuri cu aromă de căpșună. Este și o trăsătură. Am să testez vreo 3-4 ore această zonă. Sper să apuc să dau și drumul la cameră în timp util dacă am vreo trăsătură. Probabil că asta e ultima perioadă din acest an în care pescuiesc la barcă. Dar nu și ultima, pentru că pescuitul la shallow, la staționar, devine o plăcere pe timp de iarnă, când stai la camping. Probabil că și Crăciunul am să-l fac pe aici. Ce s-a rupt? S-a tăiat în prag în ceva. Oricum, a tras bine. Schimbăm montura. Opa, s-a stricat mulineta asta.
are 10 ani aproape.
șalău. Destul de... Oh, de ce trage? Ah, sper să pot să opresc cumva ăsta. Gata. Să ne continuăm treaba. Primul șalău. Așa, bă.